tocmai asta irită, că noi credem în ceea ce ne-au zis să nu credem. Noi rămânem în continuare, noi nu credem în Fondul Monetar Internațional. Noi nu credem în decizii, noi credem în Dumnezeu. Mii, da? Zeci de mii, sute de mii sunt acolo. Este o armată care încă n-a atacat. România Profundă este acolo. Era parastasul viu al neamului. Lucrurile astea, de asta am zis eu că țăranul român, citându-l pe Ernst Berne, trăiește și în veac. El vede că istoria este o jigodie. El vede că istoria este împotrivă, dar nu cu asta supraviețuiește el. El alege să fie Fiul lui Dumnezeu. De asta se uită cu o anumită distanță asupra, cum să zic, pulsiunilor istorice. Nu cu o detașare de ataraxia de tip grecesc, ci cu o înțelegere în care spune așa, viața nu este numai atât. Dar cânta Doina, mi-a zis mie maestrul meu Demrădulescu, Gică, tu știi din ce e făcută Doina? Zic, din suferință, domnul profesor. Da, băi, Gică, ca și zice la toți, Gică, dai din suferință continuă. Adică cum, domnul profesor? Păi ia pune tu mâna pe masă. Eu îți dau cu ciocanul și faci, au, au, și când îți mai trece, îți mai dau, au, au, și încă când te refaci, îți mai dau, au, au, băi, suferință fără pauză, faci, au, 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 au. Și stai, remarcabil, niciun antropolog n-a găsit chestia asta că Doina este suferința fără pauză. Și atunci românul n-a avut timp, ca și acum, din aderare, din comunism în tranziție, din tranziție în crize, n-are timp. Și atunci avem o mare moștenire, răstimp. Deci în răstimp, făt frumos, răstimpul este moștenirea Hristului. Și în seara aia am mai horit odată și am îmbrățișat iubita mama și porm a fost pe front. A întârziat o zi și el a întrebat ce ai făcut și sincer a zis, am dus și nimeni nu l-a pușcat, că dacă îl împușca, împușca dăinuirea neamului românesc. În răstimp, țăranul român a mai horit odată. Ăsta este neamul. Era parastasul viu al neamului.